După discuția în care consilierii locali au venit cu 12 amendamente în ceea ce privește lista străzilor care urmează să fie reabilitate anul acesta, s-au stabilit cele 200 și vor putea fi consultate de suceveni pe site-ul primariasv.ro. Deci în acest an 85 de străzi asfaltate vor fi reparate, 700 cu reparații prin plombare, 12 covoare asfaltice, trecute pe anexă, 7 străzi vor intra în programul de modernizare, străzi nemodernizate, Mihai Sadoveanu, Bogdan Vodă, Lev Tolstoi, Constantin Moraru, 28 noiembrie, micșunelilor, stadionului. Avem aprobați indicatorii tehnico-economici în Consiliul Local, se lucrează la partea din ele, la partea de proiectare. 7 vor intra în acest an, nemodernizate, vrem să le modernizăm. De asemenea, 108 străzi nemodernizate și aici aș face o mică paranteză, deci nu sunt străzi de pământ, ele sunt străzi întreținute, străzi care au balastul pe ele, au făcut unele din ele rigole de scurgere a apei, deci nu sunt străzi de pământ, străzi nemodernizate, de balast mai degrabă. În ultimii ani, primăria, din fonduri proprii sau de la Uniunea Europeană, a reparat sau reabilitat străzile și bulevardele principale, dar și podurile și pasajele CFR. La capitolul modernizare vorbim despre 15 străzi. Din cele 200, lucrări de mare amploare vor fi doar pe 7, iar pe 12 vor fi turnate covoare asfaltice. Restul vor fi doar plombate și întreținute. În total, în municipiul Suceava sunt 311 străzi, inclusiv cele 74 din noile zone rezidențiale, Laniște, Alea Dumbrăvii, Dalul Mănăstirii, Tătăraș sau zona autoservice. Dintre acestea, 65% sunt asfaltate, iar 35% n-au văzut niciodată asfaltul. Sunt străzi de pământ sau doar balastate. Sigur că aici pun întrebări, deci nu s-a modernizat în ultimii ani. Așa cum am spus, în primul rând, a crescut foarte mult numărul străzilor, 74 străzi noi. Asta e un lucru bun că s-a dezvoltat orașul. Sunt și niște cauze obiective pentru că n-au putut fi asfaltate o serie de străzi. În primul rând, n-au avut apă și canalizare. Așa cum se știe, anul trecut am finalizat sau pe mai multe etape și pe ISPA și pe postul de mediu. Astăzi 96% din străzile din municipiul Suceava au apă și canalizare, deci îndeplinesc condițiile de putem asfalta. Sigur că mai sunt anumite străzi care sunt în pantă și nu pot fi trasă apa și canalizare prin curgi gravitațională, cel puțin la canalizare trebuie un sistem de pompe și așa mai departe, dar sunt străzi puține din acest punct de vedere, câteva prin Bărdujeni, Sat și Ițcani. La fel avem probleme de proprietate, o parte din străzi nu sunt totalitate proprietatea primăriei municipiului Suceava, așa și mă refer în mod special la zona Laniște și în alte zone în care proprietarii trebuie să ceteze o parte din suprafața pe care o au pentru a putea face aceste străzi, chiar dacă ele astăzi cipruri pe ele, ca să le putem moderniza, trebuie să aibă o linie rectate, să avem posibilitatea să le facem rigore, discurgere sau canalizare pe mijlocul străzii, trebuie să clarificăm și aici oamenii trebuie să ne ajute. Că degeaba cedează 10 suprafața care trebuie, dacă 11 nu vrea, se blochează strada și nu putem face. Bugetul total pentru marea asfaltare din 2016 este de 32 de milioane de lei, din care 12 milioane pentru investiții și 20 pentru reparații. Problema străzilor din Suceava s-ar putea rezolva în 5 ani cu un buget de 5 milioane de euro pe an din fonduri proprii ale primăriei și fonduri europene, este de părere primarul Ion Lungu.